voi scolinda noastră s-o primiți! Primiți scolinda! Primește-ți gazdă casa, umple vadra, pune masa, fă potecă prin grădină și în pridvor ține lumină. Că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin zloată, ziua toată, noaptea toată. Gerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns. Am ajuns aici la dumneavoastră, publicul nostru drag, să vă aducem vestea nașterii Mântuitorului. Și cum altfel, cum se putea mai frumos decât prin glasurile cristaline ale copiilor din cadrul atelierelor de folclor ale ansamblului Maria Tănase. Dar și a minunaților și valoroșilor artiști ai ansamblului Maria Tănase, care vor veni rând pe rând să vă colinde pe dumneavoastră, dragi spectatori, dar și telespectatori ai televiziunii TVR Craiova și, bineînțeles, pe gazdele noastre, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Să trăiești, gazda aleasă, proiect realizat cu sprijinul primăriei municipiului Craiova de către ansamblul folcloric Maria Tănase, scenariul și regia fiind semnate de doamna manager Niculina Stoican, vă va introduce în atmosfera sărbătorilor de iarnă din ajunul Crăciunului până la trecerea în noul an. Au deschis spectacolul nostru vestitorul Ovidiu Prunoiu împreună cu atelierele de dans ale ansamblului Maria Tănase, coordonate de subsemnata Marga Chiurtu, care are bucuria și onoarea să vă fie gazdă în această seară. Reper al copilăriei, Crăciunul rămâne cea mai îndrăgită sărbătoare, fiind perioada anului cea mai bogată în tradiții și obiceiuri. Peste tot unde există suflare românească, cu simțământ creștin, sărbătoarea nașterii Domnului este prilej de bucurie, pace și liniște spirituală. Este o zi în care dăruim și primim iubire și căldură sufletească. Ansamblul Maria Tănase aduce în dar colinde și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă în interpretarea atelierelor de cânt și joc popular ale ansamblului Maria Tănase și, așa cum vă spuneam,
bineînțeles, a dansatorilor ansamblului Maria Tănase și a soliștilor care s-au constituit în grupuri de colindători, veți vedea un spectacol inedit care cu siguranță vă va merge la suflet. În mai multe localități din Dolj, în seara de ajun, gospodarii vrăjesc la foc pentru ca în anul care vine să aibă spor în casă, să se facă bucate, porumbul, grâul și ca toate să le meargă din plin. Spunând acestea, se scormonește în jar cu o nuia. La fel vor face și tinerii din cadrul atelierelor de dans, apoi vă vor colinda, așa cum știu ei mai frumos, cu mic, cu mare. Haideți să-i primim cu aplauze, scormonit-l în foc! Alții galben pe masă. Bună dimineața lui ajun, dai mai bună lui Crăciun. Să fie într-un ceas bun, mult noroc și sănătate și hambarele încărcate cu porumb del gălbior și grâu cu bob roșior. Bună dimineața lui ajun, dai mai bună lui Crăciun. Să fie într-un ceas bun, gâște, rațe în cuibare, găini din cele ouătoare, grădinile îmbelșugate și livezile încărcate. Bună dimineața lui ajun, dai mai bună lui Crăciun. Să fie într-un ceas bun, să ai credință și noroc, mulți copii pe lângă foc. Bună dimineața lui ajun, dai mai bună lui Crăciun. Să fie într-un ceas bun. Decărarea circuită cu argint împodobită, vin colindători, cete de colindători. Thank you.
Noi merge și ne-om tot duce după steaua ce străluce. Rămâi gazdă sănătoasă! Avem gazde primitoare care trebuie să îi omenească pe toți colindătorii. Astă seară e seară mare în casă la fiecare. E seara umblatului peste vatra satului. Au pornit cu vestea bună și vor poposi și în casa dumneavoastră atelierele de cânt ale ansamblului Maria Tănase, coordonate de doi artiști îndrăgiți, dar și profesori pricepuți, Lavinia Bârsoghe și Liviu Dică, corepetitor Florin Stăvaru și Costel Buzatu. Haideți să-i primim cu aplauze pe membrii atelierelor de cânt.
anul să vă găsească tari ca glia oltenească! Așa să ne ajute Dumnezeu! Felicitări, copii! Cu siguranță unele dintre aceste frumoase colinde le-ați auzit pentru prima oară, pentru că sunt culese de profesorilor Lavinia Bârsoghe și Liviu Dică, care s-au îngrijit să aducă de fiecare dată lucruri noi aici în scenă și să învețe colinde foarte frumoase pe care cu siguranță le vor cânta și în familie. Sărbătorile ne întorc la origini și la tradiții. Fiecare regiune are datinile ei. În Mehedinți, de exemplu, nu e Crăciun fără pițărăi, niște colaci pregătiți de gospodinele satului pentru a-i omeni pe colindători care primesc și ei același nume. Nimeni nu rămâne necolindat, după cum nici un colindător nu se întoarce acasă cu mâna goală. La Izverna, în nordul județului Mehedinți, sărbătoarea nașterii Domnului nu înseamnă numai o masă îmbelșugată, ci și unitate. Bucatele alese au gust de dor, astfel că pentru ca sărbătorile să fie împlinite, ele trebuie servite la o masă la care s-au strâns bunici, părinți, copii, nepoți și chiar strănepoți. Vin să vă colinde mehedințeni de fală, Alina Moții Drăghia, Ana Maria Ion Oprișan, Alin Gabriel Matei, Marian Medregonu și Niculina Stoican. Florile
Ce țele luară, se
atâția galbeni pe masă. Cei în casă să trăiască, dale lui Doamne, cei afară să izvorască. Dumneavoastră să trăiți, dale lui Doamne, pentru mulți ani fericiți. Nu avem noi pițărăi, dar vă omenim cu ce au gazdele noastre primitoare, nuci, mere și colaci, așa cum este obiceiul. Mulțumim mehedințenilor noștri de fală. Iată că rând pe rând toată Oltenia vine să vă colinde pe dumneavoastră aici în cetatea Băniei. Ține gazdă masa întinsă și lumina în prag aprinsă. Că venim să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Vin din mândra Bănie să vă colinde Liliana Popa, Manuela Motocu, Aneta Șișu și Luiza Turcu. Vor ura numai de bine și vouă și lui Vasile. Români, puneți pe masă
Primiți-ne gazdă în casă și ascultați colinda noastră. Azi din cer a coborât Domnul Iisus, pruncul sfânt. Vin să vă aducă vestea cea mare, trei generații de colindători. Mihai Cismaru, Alex Golfin, Liviu Dică, Marius Măgureanu, Cristian Bănățeanu și Constantin Enceanu. Bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește n-a ta casă. Bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește n-a ta casă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Muzica.
Crăciun, e Crăciun și noi venim. La tot omul, la tot omul cel creștin. E Crăciun, e Crăciun și noi venim. La tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm. Pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt. Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt. Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Sara asta-i sară sfântă, sară sfântă. Lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi foarta, închizi foarta. Că noi nu te-om ocoli, te-om ocoli. Și cu drag tot om veni, tot om veni. Bună seara, bună seara, gazda aleasă. Ne primește, ne primește tata acasă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă. Ne primește, ne primește tata acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem. Numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem. Numai să vă, numai să vă Mântuitor.
să-L primiți, pe Mesia să-L primiți. Cu păstorii să-L cătați, cu păstorii să-L cătați, inima să-L lași dați, inima să-L lași dați. Și cu magii să-L cinstiți, și cu magii să-L cinstiți, slava Lui s-o dobândiți, slava creștine bun, fi mai bun, creștine bun. Altă vorbă nu-ți mai spun, altă vorbă nu-ți mai spun. Nu lăsa vremea să treacă, nu lăsa vremea să treacă, cu vecinii te împacă, cu vecinii te împacă. Mântuirea s-o aflați, mântuirea s-o aflați, cu El să i-asculați voi gazde mai, florile d'albe, i-asculați români plugari, florile d'albe, că vă vin colindători, florile d'albe, noaptea pe la cântători, florile d'albe. Niciun rău, florile d'albe, ci vă duc pe Dumnezeu, florile d'albe. Dumnezeu cel mititel, florile d'albe, mititel și-nfășețel, florile d'albe. De la ușa până la masă, florile d'albe, fașa-i d'alba de mătasă, florile d'albe. Cu scufie de bumbac, florile d'albe, moale să-i fie la cap, florile d'albe. Iar în fundul tichiuței, florile d'albe, este o piatră nestemată, florile d'albe. Ce cuprinde lumea toată, florile d'albe, Rusalima treia parte, florile d'albe. Pus
masă florile d'albe, rămâi gazdă sănătoasă, florile d'albe. La mulți ani cu sănătate, florile d'albe, Domnul să vă dea de toate, florile d'albe. La mulți ani cu sănătate, florile d'albe, Domnul să vă dea de toate, florile d'albe. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem. Și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim cu voie bună. Și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, nouă și la neamul nost. Raza soarelui, floarea soarelui, nouă și la neamul nost. Colo jos și mai în jos, lerui măr flori d'albe, e un câmp mare frumos, lerui măr flori d'albe, plin de iarbă, plin de flori, lerui măr flori d'albe, de fete și de păstori, lerui măr flori d'albe. Toți cântau prin iarba înaltă, lerui măr flori d'albe, cerceluși de argint cu toartă, lerui măr flori d'albe, cerceluși cu toartă veche, lerui măr flori d'albe, răsleții de la ureche, lerui măr flori d'albe. Cine bate-n poartă tare, lerui măr flori d'albe, cine cântă-n gura mare, lerui măr flori d'albe, e o ceată de plugar, lerui măr flori d'albe, colindă la gospodar, lerui măr flori d'albe, colindă și la domnica, lerui măr flori d'albe, veselă ca rândunica, lerui măr flori d'albe. Yeah.
seara asta mare, în seara de Crăciun, cu atâta bucurie în suflet și în gând, colind la gura sobei cu toți ai mei cei dragi, în podobiță vezi în crencile de braz. Ce mare-i seara mare, e seara de Crăciun, minune iubirea din sufletul mai bun. Ce mare-i seara mare, e bucuria sfântă, e seara în care toți îngerii colindă. Care magii ne dăruiesc minunea și vestea bună care aduce pe pământ pe Domnul ce se naște ca să ne mântuiască și să aducă lumii iubirea, darul sfânt. Ce mare-i seara mare, e seara de Crăciun, minune iubirea din sufletul mai bun. Ce mare-i seara mare, e bucuria sfântă, e seara în care toți îngerii colindă. Ce mare-i seara mare, e seara de Crăciun, minune iubirea din sufletul mai bun. Ce mare-i seara mare, e bucuria sfântă, e seara în care toți cu îngerii colindă. În toată zona Olteniei există numeroase colinde specifice, printre care Steaua este o datină străveche, ce se practică încă din ajunul Crăciunului și până la ivirea zorilor. La fel se întâmplă și în zona Negoiești, din județul Dolj, de unde vă aduc vestea cea mare, grupul format din Liliana Popa, Luiza Turcu și Alex Golfin. Haideți să vedem cum se colindă la Negoiești! De sus răsare ca o taină mare, și steaua-i dorează, maichii luminează, și maichii grăiesc în grai filozofesc, și-o stea prorocită din valea învecită, căci de când pământul s-a născut cuvântul, născând pe Hristos lumii de folos, și dacă au aflat ei s-au închinat ca la urma de împărat, cu coane împărate și prea luminate, noi de aici ne rugăm, ca și de la voi, să primim daruri lumești și dumnezeiești. Ascultați, dumneavoastră, preacinstiți boieri mari, că această stea a fost împrorocită de trei crai filozofită, care au plecat pe drum și au găsit un prunc înfășat și cu mare veselie au strigat:
Steaua din stele sărita ai strălucește, steaua împăratului nostru se ivește. De la stea că se înălțară, lui Hristos că se închinară, ia-o smirnă și-o tămâie, și-a lui Ioane sfântă mare bucurie. Sfântul Ion botezătorul să ne fie într-ajutorul, dați-mi 30 de arginți să vi dau să-i răstigniți. Firați cu capul plecat, de toate v-am săturat, și de miere și de unt, bunătăți de pe pământ. Jidovida ca o ziră, la Golgota mi-l porniră, la Golgota mi-l porniră, pe cruce mi-l pironiră. I-au bătut piroaie-n mâini, pentru ai noștri păgâni, i-au bătut piroaie-n talpe, pentru ale noastre păcate. Cu sulița l-au împuns, apă și sânge a curs, în oțet l-au adăpat, fiere i-au dat de-a mâncat. Luna-n sânge s-a scăldat, stelele jos s-au picat, îngerii ce pura plânge, cu ale lor lacrimi de sânge. Și de atunci până-n vecie, mila ta, Doamne, să fie, mila ta, Doamne, să fie, tuturor cu bucurie, tuturor cu bucurie și cu mare veselie. Dumneavoastră să trăiți, la mulți ani să fericiți, la anul și la mulți ani! Seara de-astăzi, seara, seara-i foarte mare, seara lui ajun, noaptea lui Crăciun. Fiu că se născuse, fiu fără de cuvânt, și fără de mamă, și fără de tată. Sus că mi-l suiră, jos mi-l coborâră, și mi-l înfășară, înfășă de mătasă. Numele îi se pusese, Doamne Iisuse Hristoase, Tu din cer te-ai coborât și pe pământ ai venit, și te închină ca un rob și scapă lumea de foc, și te închină ca o slugă și scapă lumea de muncă, și coboară la izvor și dă apă tuturor, tuturor cu bucurie și cu mare veselie. Dumneavoastră să trăiți, la mulți ani să fericiți, la anul și la mulți ani! Crăciunul este sărbătoarea familiei. Oricât de greu ar fi anul și oricât de departe am fi de casă, de Crăciun ne dorim să ajungem acasă. Ne dorim să întâmpinăm nașterea pruncului Iisus în mijlocul familiei. Nimic nu este mai frumos și mai înălțător decât casa care răsună de vocile celor dragi. Colindul are rolul de a deschide sufletul. Vin să vă deschidă sufletele cu inima deschisă la Vinia Bârsoghe, Mariana Ionescu Căpitănescu, împreună cu tinerele speranțe ale atelierelor de cânt ale ansamblului Maria Tănase. Thank you.
Flori de mar, pământul să-l stăpânească, flori.
al său. Sfinte Petre și Ilie, dale lui Doamne, spuneți din voi care știe cine a făcut acest bine. Dale lui Doamne, de se vede în cer la mine. Lua sănătatea-n palme, dale lui Doamne, coborâți pe lumânare, coborâți pe lumânare, dale lui Doamne, dați-ne la fiecare. Câtă praștilă pe casă, atâția galbeni pe masă, cei în casă să trăiască, dale lui Doamne, cei afară să izvorască. Dumneavoastră să trăiți, dale lui Doamne, într-un mulți ani fericiți. Porinda s-o dăruiți, dale lui Doamne, cu aur și cu argint. Momentul trecerii în noul an este însoțit de o serie de obiceiuri și tradiții pitorești păstrate din generație în generație în anumite zone din țară. Capra este unul dintre ele, fiind numele unui dans executat de regulă de un tânăr mascat în chip de capră. Capra și însoțitorii ei merg din casă în casă, dansând la ușa fiecăruia în prag de an nou. A venit și aici la dumneavoastră, în interpretarea dansatorilor ansamblului Maria Tănase, coreografia Ionel Garoafă. Thank you.
încet, încet ne-am apropiat de sfârșitul anului și, după cum știți, așa cum în ziua de Crăciun finii vin cu plocon la naș, în Oltenia, în prima zi a noului an, moșii primesc daruri de la nepoți. Și cu toții, cred că retrăim în momentele următoare, momentele în care am fost copii și am fost dați la grindă. Pentru că vom urmări în interpretarea atelierelor de dans ale ansamblului Maria Tănase, datul la grindă. Iată-ne în prima zi a noului an, zi de sărbătoare, când tot românul petrece cu cei dragi alături. Dar olteanul, mai mult decât toți ceilalți, pentru că are un motiv în plus să se veselească. Vin nepoții cu plocon la moașă, așa cum este obiceiul, pentru că este ziua datului la grindă. Moșii au întins masă îmbelșugată, plină cu bucate alese, pâine în țăst, caltaboș, cârnați oltenești, sarmale, purcel la tavă, murături, friptură de curcan, cozonac și nu putea să lipsească țuica fiartă și zaibărul nostru oltenesc. Au venit să-i ajute și neamurile apropiate, pentru ca totul să fie gata la sosirea oaspeților. Bine ați venit, bine ați venit! Hai, nepoților, dați-vă aproape! Ce mare ați crescut, mă, de anul trecut! Mă, ce frumos v-ați făcut! Mulțumim, mulțumim! Ia, moșule, și tu ajută-mă! Eu iau costul. Mulțumim! Bine ați venit, bine ați venit! Ia, copii, ați venit cu ceva pregătiți pentru moașa și moșul? Da! Ia să vă auzim! Să trăiți, să vă hrăniți, ca un idol, ca un plic de trandafir, ca elița plenit, în mijloc cuverit, ca vița de vie, la Sfânta Marie, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul, vacile lăptoase, oile lănoase, porcii usuroși, copiii sănătoși, câte cuie sunt pe casă, atâția galben pe masă, și la anul când venim, sănătos să vă găsim, și cu buzunarul plin, iar apun din buzunar, să ne da și nouă bani, bani și câte un covrig, că am îngheța de frig. La anul și la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, copilași! Mulțumim frumos! Ia să vedem, moșule! Așa, moșule! Moșule! Bravo, moșule! E bogat, moșu! Ia să vedem pe cine dăm noi! Pe cine dăm noi la grindă? Cine e cel mai mic? Hai, băiețelul, prima dată, că așa e la noi! Băiatul, prima dată! Ia, haide să ne vadă toată lumea! Așa. Hai până la grindă, sus, 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 sus! La anul și la mulți ani! Să crească până la grindă! Să aibă parte de aur și de argint! De tot rodul pământului! La anul și la mulți ani! La mulți ani! Hai și nepoțica! La anul și la mulți ani! La mulți ani! Să ne trăiască nepoata, să trăiască mare! Să ajungă doctoriță! Să doctorișească pe moașa când o durea o cocoașa! Mai bine pe moșicuț când va fi mai bunicuț! Așa o să fie! La mulți ani, la mulți ani, să fii sănătos! Să veni și la anul! Mulțumim că ne-ați colindat! Hai să se încingă jocul și voia bună aici la moșii casă! Hai să încingem jocul! Așa era la sărbătoare, să jucăm prejile pentru nopți! Muzica!
Și uite așa, moșii, nepoții, neamurile și toți oaspeții au petrecut la datul la grindă până în noapte. De s-a dus pomina cu cântec, joc și voie bună, așa cum numai noi românii știm să o facem. Dar mai ales noi, oltenii. Am ajuns și noi astfel la finalul spectacolului nostru și vrem să mulțumim gazdelor noastre, în primul rând Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, care merită aplauzele dumneavoastră, iată ce condiții minunate avem aici. O sală și o scenă cu o atmosferă de poveste. Bineînțeles, partenerilor media și în mod special TVR Craiova. Primăriei Craiova, care ne susține în toate proiectele noastre. Tuturor artiștilor mici, mai mari și mai micuți, care au evoluat în această seară pe scenă și îi invităm aici în fața dumneavoastră. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, dumneavoastră publicului, fără de care aceste momente înălțătoare nu ar fi posibile. Și aș vrea să încheiem așa în spiritul sărbătorilor, pentru că vă dorim din tot sufletul să aveți sărbători cu bine, cu sănătate, liniște și pace. Casa în care am intrat e de binecuvântat. După legea creștinească, numele să-și împlinească și între lumânări aprinse, mesele să-i fie întinse și încărcate cu bucate, să trăiți în sănătate și în unire și în cinstire, că ne-ați dat adăpostire. Sărbători fericite și la mulți ani!